O măsură menită să stopeze poluarea de pe jiu este montarea unor dispozitive denumite capcane pentru peturi. Instalații similare au fost montate și pe Ialomița și Dâmbovița, iar până la sfârșitul anului, trei astfel de capcane plutitoare vor fi montate pe râurile Argeș, Mureș și pe Jiu, dar nu în zona Văii Jiului, cunoscută ca mare poluatoare. Toate peturile ajung în Gorj și vin din Valea Jiului, locul de unde și izvorăsc principalele cursuri de apă ce se varsă mai apoi în Jiu. Și nu odată gorjenii au solicitat stoparea poluării. Scopul capcanelor plutitoare, cu o capacitate de stocare de până la 5 metri cubi pe zi, este de a colecta aceste peturi de pe luciul apei, care apoi vor fi dirijate către maluri, de unde se vor putea colecta mai ușor.